care e diferența dintre limba română și limba moldovnească? În primul rând, nu ne mai oprim asupra faptului că diferența dintre limba română și limba moldovnească e ca și dintre cer și pământ, ca dintre primăvară și vară. Știți că este o diferență între vară și primăvară. Vara e mai într-un fel și iarna, am vrut să zic, iarna. Aici, în cartea asta, chiar dacă o deschidem cu prima pagină, când o deschidem, vedeți, ei și tare prăfuită și așa. Încep, sunt niște hărți. Niște hărți care sunt făcute tare, tare de mult. Înainte, pe vremurile cele mai vechi, istorici, antici, erau două popoare. Ele erau situate la polul opus a Pământului. Un popor era la polul cel mai opus față de alt popor care era la celălalt pol, în partea cealaltă a Pământului. Un popor era prelatinic, care nimeni nu știe încă precis despre dânsul. Și așa el latinic, despre care unii de-a nu știu și eu. Este două popoare, aici este latinic, cum ar veni. Dintr-un sucică, este așa o vorbă, că provine cumva limba română. Că limba română, ca atare, la început, încă nu exista. Limba moldovnească, de fapt, s-a dezvoltat odată cu popoarele care s-au extins, și-au făcut corturi și-au pus, și-au creat limba moldovnească, au creat niște biblioteci, niște dicționare unde era de-a pe polul și el erau popoarele și latinișii, care încă n-aveau limbă, în gură n-aveau, nu le crește limba încă, nu puteau vorbi, erau încă nedezvoltați, un fel de oameni primitivi. Erau un fel de oameni, da, primitivi. Barbari, care cu niște intenții, nu vă supărați că eu mă enervez, dar asta e și vorba despre o nedreptate istorică. Calmați, nu vreau să... Vladimir Borisovici, vă rog, și popoarele este latinișii, ca barbarii, prin catacombe, prin sub pământ, s-au aciuat, cum să zic, și urmat până când au ajuns la orașele stabilite, cu biblioteci și așa, a poporului prelatinic, moldav, unde cum să spun, era mă scuzați, limba moldovnească, cum să spun. Și popoarele astea barbare prelatinici și care nu aveau încă limba, au început să asculte mișalești cu urechea, li s-au dezvoltat timpanul, că atunci le-au crescut timpanul. Domnul Savant am o să vă explice, dar eu vă spun așa pe scurt. Li s-au dezvoltat timpanul și de la timpan, la vibrația limbii moldovnești, le-au început să le crească limba. Și atunci au apărut limba română mai târziu, cu 300 de ani de evoluție grea în care au apărut limba în gură și s-au dezvoltat, înțelegeți? Am înțeles. Și apoi ei pe urmă și-au zis. Eu am spus că asta de-a limba lor e cumva prima, dar de fapt nu e așa, asta e furt de limbă și plagiat. Cărțile este azi dovadă, pământul este dezgropat cu mâinile mele și așa mai departe, de la adâncimi foarte mari. Domnul Lindena să vă explice în amănunt, da, problematica deci științifică a conflictului. Stepan Gavrilovici, dumneavoastră înțeleg că nu sunteți numai cercetător, biolog, renumit și genetician, doamnelor și domnilor, dar sunteți și chimist pe deasupra. Da, și pe lângă faptul că sunt chimist, eu sunt și fizician, și electrician, și mai știu alte cărți și am citit în viața mea. Și fosilolog, în fosilolog. Primul fosilolog. Foarte important. Dar, dragi tovarăși, noi ne-am adunat în seara asta, la masa asta roșie, ca sângele strămoșilor noștri. Domnul Ploșniță v-a arătat cartea pe care el a dezgropat-o, da, ani grei de săpături. Dar eu am dezgropat, după cum vedem, niște chetri foarte prețioase, niște minerale care stau la bazele plaiului prelatinic, de unde provenit poporul moldav. Și ne uităm, facem o incizie în chiatra asta, care e de la poalele poporului prelatinic, de la o cetate veche, și ne uităm cu microscopul. Și observați aici. Observ ceva roșietic ca pe partea asta. O, ați observat. Așa la ADN. ADN-ul poporului prelatinic, adică moldovnesc, și ADN-ul poporului latinic, adică românesc. Și observați la ADN-urile este. Și se observă, ia-mi spuneți-mi. Că unul e mai roșu, dar unul e mai albastru. Și ești înseamnă că și înseamnă. Și ești înseamnă că-s foarte diferite. Clar. Da, că sunt diferite. Și ești înseamnă că, de fapt, ADN-ul poporului latinic nu avea limbă, și ADN-ul poporului prelatinic aveam și limbă și instituturi. Și ei și demonstrează încă o dată și pot să vă arăt și în alte chetre și același simptom. Pentru că înainte era omul Andertal, știți? Și înaintea omului Andertal care a fost primul dintre primii oameni. De fapt, înaintea oamenilor Andertal erau de-a moldoveni, erau de mult pe pământ. Și moldovenii conviețuiau cu dinozaurii. Dinozaurii ajutau pe moldoveni la grădinărit, la săpat, la prășit, ei trăgeau, că nu erau care cu boie, cum știi și din nu istoria mișinoasă. Era numai dinozauri și tiranozauri. Tiranozaura era înhămat din car. Milioane de ani în urmă, înainte da. Să apară. Erau care cu tiranozauri sau care cu brontozauri, care când luau brazda, păi brazda și aia hrănea 40 de sate deodată, dintr-o foarte brazdă. Interesant, foarte interesant. Bun, noi nu mai trebuie. Nu mai vorbim de carne. Da. Și asta e... Sau nu se mâncau tiranozaurii.
Mergeau. Ei se mâncau, cum să nu se mănânce? Cărniță... Ptori se făceau frumoase, bune, da. Dintr-un tiranozaur se obțineau, scrăneau 70-80 de oameni timp de 20 de ani. Suntem în pentru direct că noi acum, nu vrem să asta să rămână necunoscut. Ascuns, la momentul de adânc față și în întuneric. Noi ne trebuie să iasă la suprafață, ca cum iese un balon de sub apă, așa să iasă adevărul din întuneric la lumină. Ca o floare, ca din o floare. Da, ne șoptește în cască că ar trebui cam să ne rotunjim. Noi am să ne mai rotunzi. Ne rotunjim. Noi vă mulțumim, dragi telespectatori, și vă așteptăm data viitoare. La revedere și numai bine!